În vremea aceea, Iisus a văzut mulțime de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată este târziu, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă, și ungele 5 pâini și cei 2 pești, și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și zângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns lămășițe de fărâmituri, 12 coșuri pline, iar cei care mâncase erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a selit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până el va da mult drumul mulțimilor. Fiți vă îndemnăm să trăiți din perspectiva învierii lui Hristos. Doar în felul acesta veți putea să înțelegeți lucrurile așa cum se cuvine din Sfânta Scriptură, în viața voastră de zi cu zi, în Sfânta Biserică. Doar în felul acesta veți putea să le priviți pe toate din perspectiva luminii învierii. Dacă nu, toate vor fi întunecoate, toate vor fi strâmbe, toate vor fi deformate și din perspectiva altor și altor lumini care sunt false, veți avea țeluri diferite, dar greșite, veți avea ținte false în viața voastră de zi cu zi și nu veți mai putea ieși din criza pe care o aveți și o avem cu toții niciodată. Când vorbim despre criză, trebuie să gândim și să conștientizăm că nu există o altă criză pe fața Pământului decât o criză duhovnicească. Celelalte crize sociale, politice, economice, familiale, personale sau un fel și tip, nu sunt altceva decât niște proiecții și niște devieri de la adevărata criză, adică deformarea relației noastre personale cu Dumnezeu în trăime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu există o altă ieșire din criză decât întoarcerea cu fața la Dumnezeu, pocăință generală, conștientizarea stării în care se află fiecare dintre noi, fiecare familie și tot neamul și tot poporul, și conștientizând și înțelegând să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu, parcurgând treaptă cu treaptă, pas cu pas, în reînnoirea noastră duhovnicească care este ieșirea din criză. Adică conștientizarea păcatelor, pocăința pentru păcatele noastre, spovedania păcatelor noastre în fața lui Dumnezeu și a preotului, canon de pocăință fiecare dintre noi și tot neamul și unirea cu Hristos în Sfintele Taine. Ca să înțelegeți aceste lucruri pe care mi le-am spus în câteva cuvinte, trebuie să pătrundem cu mintea în tabloul pericopei evanghelice de astăzi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a tras în pustiul Betsaide cu ucenicii săi și acolo a încercat să petreacă câteva clipe în liniște și isechie, să se roage, să se adune. Când a făcut lucrul acesta? După ce Ioan Botezătorul a fost prins, a fost legat, a fost lovit, să zic așa, mișelește, iar capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost adus pe tipsie în fața lui Irod și
și cel mai mare bărbat născut din femeie, a murit într-un fel în care ar trebui să ne cutremure pe noi toți și să ne gândim cum poate lumea aceasta să jertfească un asemenea om sfânt în felul în care l-au sacrificat. Aceea era icoana lumii în care se afla la vremea aceea Ioan Botezătorul. Felul în care el a murit era, de fapt, zugrăvirea unui tablou a crizei în care se afla lumea. Criza aceea, iubiți credincioși, era o criză duhovnicească, pentru că Irod și cu toate desfrânatele de la mamă la fică și toți cei din jurul lui erau într-o criză spirituală, erau într-o criză morală, erau într-o criză a ființei lor și aceștia, din păcat în păcat, din adânc în adânc, n-au suportat mustrarea lui Ioan Botezătorul și au ajuns până acolo încât la o petrecere să jure cel mai mare al poporului, să treacă peste toate regulile, peste toate rânduielile, peste orice altă logică lumească și să-l sacrifice pe Ioan Botezătorul. Nu vi se pare cunoscută această imagine? Când cei care sunt la putere, cei care conduc, nu fac altceva decât să-și vadă de-a lor, de petrecerile lor, de nebunia lor, de dansurile lor pline de beție, să urmărească să-și satisfacă patima, să nu intereseze de popor, să închidă orice gură, chiar și orice gură atât de puternică ca Ioan Botezătorul, care a adunat tot Ierusalimul la Iordan și acolo le-a spus-o clar, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Poporul n-a înțeles chemarea lui Ioan. Poporul nu s-a pocăit. Poporul nu și-a schimbat viața. Poporul nu s-a trezit la strigătul lui Ioan Botezătorul. Poporul n-a înțeles nimic, chiar dacă l-au văzut pe acel ascet, pe acel văzător de Dumnezeu, pe prorocul care a venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Și dacă poporul n-a înțeles, Dumnezeu a luat pe acest vas ales și ceea ce s-a coptatuit în cer și Ioan Botezătorul și-a dus mai departe crucea prin mucenicie, ajungând să-și ducă mai departe drumul către Dumnezeu. Lumea a rămas în nebunia și rătăcirea ei. Dar Domnul a mers mai departe și a condus lucrarea, pentru că Ioan Botezătorul nu era ceva decât un luceafăr înaintea soarelui dimineții. Nu era decât un sfeșnic înaintea Sfintei Evangheliei. Nu era altceva decât un înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. După această icoană pe care v-am prezentat, o criză duhovnicească, care a dus la o criză morală, care a dus la o criză socială și politică și economică și în fel și chip, acestea toate cădeau în lanț, Domnul se duce și se desparte de acestea, se duce în pustie și acolo începe să stea să se roage. Dar n-a putut sta mult, pentru că mulțimile l-au urmat. Și l-au urmat așa de mulți, încât erau 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii în bisericioși. Și Domnul le vorbea. Și le vorbea în continuu. Și le vorbea despre împărăția cerurilor. Și le spunea cuvântul dumnezeiesc. Și aceștia se hrăneau în acest cuvânt, de uitau de ei cu zilele și de dimineața și până seara. Dar la un moment dat, firea umană își manifestă starea ei firească. Și au venit apostolii la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a spus, lasă să se ducă prin sate, lasă să se ducă să-și caute de mâncare, pentru că aceștia au flămânzit și nu știu, nu au ce să mănânce. Dar Domnul le spune clar, nu le spune că stați liniștit că o să le dau eu. Nici nu le spune, lăsați-i să se ducă prin sate ca să mănânce. Erau două extreme aici, două direcții. Lasă că rezolvă problema ca Dumnezeu, fără să vă implice voi apostolii, și lăsați-i pe ei să se ducă ca să scăpați voi apostolii. Și Domnul duce toată responsabilitatea asupra apostolilor, pentru că aceștia urmau să devină păstori duhovnicești, aceștia urmau să devină povățuitori ai neamului și trebuiau să-și asume responsabilitatea de conducători ai poporului din perspectiva duhovnicească. Domnul îi spune, nu le dați voie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Cum adică să le dăm noi să mănânce? Dar aveau răspunsul pregătit. Pentru că dacă veți căuta în Evanghelia de la Matei,
de la Marcu, de la Ioan, veți găsi niște nuanțe acolo care se completează unele cu altele, pentru că Sfântul Apostol Andrei parcă a cercetat foarte bine zona. El știa ce se întâmplă în popor, ei știau cam cât mai aveau ei de mâncare, ei știau care era situația economică și criza concretă din acea pustie. Și au venit și au spus Mântuitorului, nu avem cum să dăm noi de mâncare, pentru că nu avem decât 5 pâini și 2 pești. 5 înseamnă simțurile, iar 2 vicredincioși reprezintă firea umană și firea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 5 cu 2 fac 7, 7 sunt cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, cele 7 taine ale Bisericii, 7 este un număr al desăvârșirii și al Sfințeniei în Duhul Sfânt și am putea continua mai mult, dar nu e momentul acum. Și el spune așa, avem 5 pâini și 2 pești. Dar unde erau aceste 5 pâini și 2 pești? Găsiți completat în altă Evanghelie, erau la un copil, un copil care avea inima curată. Acum izvorau primele trepte ale împărăției cerurilor. Începeau să simtă și să vadă minunile lui Dumnezeu, lucrări ale Harului, Harul Duhului Sfânt, care era împărăția lui Dumnezeu venită printre oameni. 5 pâini și 2 pești stăteau la un copil. Sunt două aspecte. Unii spun că au mâncat mâncarea și nu mai aveau ce să mai dea cei din mulțime, iar alții spun că ar mai fi avut, dar erau atât de egoiști și atât de cetați pe sine, încât fiecare ținea bucățica lui și mureau de foame acolo, iar singurul care a ajuns la nevinovăție era nevinovăția unui copil. Până nu veți ajunge la nevinovăția unui copil, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și acesta a intrat în împărăția cerurilor, pentru că s-a deschis, s-a lepădat de sine și a pus 5 pâini și 2 pești, le-a pus ca jertfă curată în fața apostolilor și aceștia au venit cu pâinii și pești în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și o să vedeți că Domnul spune clar, așezați mulțimile de iarbă, așa cum se întâmplă, la o masă câmpenească, puneți încete de câte 50 și de câte 100 ca să fie organizare, pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, al neascultării, al haosului, ci este un Dumnezeu al armoniei, un Dumnezeu al păcii, un Dumnezeu al ierarhiei, un Dumnezeu al lucrurilor așezate. A fi creștin, a fi credincios, nu înseamnă să fii un dezordonat sau a fi în haos, ci înseamnă să păstrezi lucrurile așa cum le-a așezat Dumnezeu, că le-a făcut pe toate bune, foarte, adică le-a pus într-o armonie perfectă. Și Domnul ne-a spus clar, spuneți-le lor, celor mulțimilor, să stea pe iarbă, să stea încete, să fie organizat. Eu vă spun vouă, voi le spuneți lor, aceasta înseamnă ierarhie. Voi luați pâinile și pește la copil, voi luați pâinile și ați cercetat poporul, ați văzut care este starea, ați venit cu pâinile și mi-a spus că aceasta este măsura lucrului și voi mi le aduceți mie. Iarăși este ierarhie de sus în jos și de jos în sus. Și Domnul ia pâinile și pește și se uită la cer, se uită la Dumnezeu Tatăl, era Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt acolo care le mulțea pe toate. Și atunci, luându-le mâini, consacrându-le, binecuvântându-le, făcând rugăciune, uitându-se la cer ca să se arate că se este cu privirea către Dumnezeu Tatăl Ceresc, a făcut rugăciunea, a binecuvântat și a frânt, zic credincioși, și această deschidere nu este altceva decât deschiderea inimii omului. Jertfa nu este altceva decât forma exterioară a inimii omului. Și le-a dat apostolilor, după ce le-a binecuvântat. Acolo a fost liturghie, iubiți credincioși. Era taina adunării, era taina credinței, era taina aceasta a jertfei, era taina rugăciunii, era taina consacrării, a binecuvântării, a mulțumirii. Toate erau adunate acolo. Și le-a dat apostol și mâinile lor au început să se înmulțească. Și dădeau apostolul și creșteau și creșteau și se înmulțeau. Și le dădea în continuare de s-au săturat, iubiți credincioși, de au rămas 12 coșuri pline cu fărămituri. Unul este Dumnezeu, 3 este Sfânta Treime, 5 sunt simțurile, 7 sunt cele ale Sfințeniei, cum a spus, darurile Duhului Sfânt. 12 au fost apostoli, 9 sunt cetele îngerești, 8 este ziua 8-a, deci toate vi le-am explicat de multe ori, ca să vedeți că și aici numerele acestea au o rânduială în Sfânta Biserică
pentru că toate sunt făcute de Dumnezeu cu măsură și cu număr. Fiecare apostol a avut parte din coște, părăghituri, ca să conștientizeze că aceasta a fost minunea. Dar ca să nu încurce apostolii minunile, că a mai fost o minune cu înmulțirea pâinilor, de data aceasta coșurile sunt după numărul apostolilor, 12 apostoli, 12 coșuri, 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, 5 pâini și 2 pești, iar când au fost 7 pești, iubiți credincioși, și pâinile, iată că coșurile au fost după numărul mâncării, după numărul alimentelor și de data aceasta au fost după numărul apostolilor. Au diferit și căutat lucrurile acestea voi în Sfânta Scriptură ca să nu se încurce minune și să conștientizeze apostolii prin rațiune că lucrurile diferă, dar au aceeași lucrare a lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu care a venit din iubire și din milă față de oameni pentru ei. Dar de ce? Ca să-i sature cu mâncare într-un mod minunat? Nu. Ca să arate apostolilor cum se face o minune și să se bucure și ei de vreo lucrare din aceasta? Nu. Tot ceea ce se întâmpla, se întâmpla ca să crească credința în popor și să-i lumineze pe apostol ca aceștia să înțeleagă că cel pe care l-a propovăduit Ioan, care a murit, este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, ca să înțeleagă că cel care a făcut jertfa în pustie și a înmulțit pâinile și pește este Hristosul, cel adevărat, Mesia mult așteptat. Și dacă tot nu au înțeles, Domnul i-a silit să se ducă pe mare, el a rămas cu mulțimile și apoi s-a retras și el, ca să le apară în noapte, la partea strajă din noapte, să le apară apostolilor. Și aceștia, într-o criză și mai mare, să recunoască și să spună că acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Deci care este criza cea mare, iubiți credincioși? Este necredința oamenilor. Vedeți problema economică? Nu a fost vreo minune care să adune atât de mult mulțimile decât aceasta a mulțirii pâinilor. Vă amintiți că spune Domnul nostru Iisus Hristos? Mă căutați pentru că v-am dat și v-ați săturat cu pâine. Și mă căutați pentru ce? Nu mă căutați pentru pocăință. Nu mă căutați ca să vă schimbați viața. Nu vă adunați voi aici ca să vă ridicați pe verticală. Nu. Voi v-ați adunat, ați făcut voi o adunare ca să schimbați lucrurile tot pe orizontală. Vreți să mă puneți pe mine împărat. Și Domnul i-a spus, plecați de aici. Eu nu sunt un împărat pentru lumea aceasta. Eu sunt un împărat al cerului și al pământului. Voi credeți că mă trageți pe mine într-o țintă falsă și într-o direcție greșită? În continuu, Domnul nostru Iisus Hristos a încercat să-i lumineze că noi în lumea aceasta suntem dregători, noi în lumea aceasta suntem ca în Valea Frunzii. De aceea, din toate aceste zugrăvite, iubiți credincioși, în fața frăților voastre, trebuie să înțelegem cu toții că în primul și în primul rând, în ziua de astăzi, criza în care ne aflăm este o criză spirituală. Toate celelalte crize la care ne așteptăm noi, economice și în fel și chip, sunt niște proiecții și niște dezechilibri, dezechilibre la criza spirituală. Responsabilii numărul unu pentru această criză spirituală sunt apostolii lui Hristos. Sunt episcopii, sunt preoții, sunt profesori de teologie, suntem noi monahii, suntem cei care ar trebui să fim pentru voi modele și lumina lumii. Pentru că Domnul le-a spus clar, voi răspundeți, dați-le voi să mănânce. Și uitați-vă în ziua de astăzi că poporul este flămând, iar episcopii și preoții nu hrănesc poporul cu cuvânt, cu predică, cu hateheză, cu învățătură, cu explicația crizei în care ne aflăm. Tac toți! Acum, când ar trebui să vorbească și patriarh, și episcop, și mitropolit, și toți, și preoți, ar trebui să vorbească, să explice poporului că suntem într-o criză globală. Nu este o criză de aici, de acolo. Și această criză este lepădarea lumii acesteia de Hristos, Dumnezeu cel adevărat. Acum, când ar trebui să vorbească în continuu, ei dau semnale poporului, spunându-și și afișându-se ei cu bodnița pe gură, spunând poporului într-un mod subliminal, dacă noi tacem, trebuie să tăceți și voi. Dacă noi am amulțit, trebuie să mulțiți și voi. Dacă noi suntem legați de picioare și de mâini, trebuie să fiți și voi împietriți și paralizați, nu mai aveți nicio șansă. Dar există o șansă, iubiți credincioși. Dacă nu mai putem duce lupta în planul organizat al lucrurilor,
dacă nu mai poți duce lupta în sistemul care te scoate afară, dacă nu mai poți duce lupta nici măcar în biserică și poți să, și trebuie să taci, dacă vrei să spui adevărul, dacă vrei să mărturisești, dacă vrei să osândești ecumenismul, dacă vrei să spui cum stau lucrurile nici măcar în biserică, pentru că se spune taci din gură, nu-i moment, nu te împărtășești acum, nu te apropia de podir, va veni o altă vreme, dispare când faci necazuri mie ca preot, dacă nici acum nu se poate duce lupta nici pe frontul acesta social și al sistemului, nici măcar în Sfânta Biserică, veți putea duce lupta în mod privat, veți putea face din casa voastră biserică, din inima voastră altare, cum v-am spus de fiecare dată, veți putea duce lupta în interiorul vostru și vă veți face adevărate catacombe în Duh și în inimă, fiind în conexiune cu Dumnezeu prin Harul Duhului Sfânt. Și atunci vă îndemnăm. Oare eu fi spovedit Mântuitorul în mod particular pe toți 5.000 afară de femei și de copii? Păi dacă ăia nu au dat o bucată de pâine din ceea ce aveau ei, că n-avea numai cum un copil să rămână cu pâinea și cu pește, toți aveau, de erau zdrăciți și egoiști. Este icoana lumii de astăzi. Dacă aceștia erau cum erau, erau toți nevrednici să vadă minunea. Nimeni nu vine cu vrednicia de acasă. Dar Domnul i s-a făcut milă de ei și i-a conștientizat, printr-un copil i-a trezit. Așa ar trebui să fiți cu toții, dar sunteți împietriți și n-ați putut să vă deschideți. A făcut minunea și aceștia s-au luminat la minte. S-au luminat la minte, dar la o măsură mai bună ca cea anterioară, dar nu măsura cea bună. Pentru că în clipa care s-au luminat și au văzut cine este Hristos, au văzut doar o fărâmă, că au să-L facă împărat și să-L conducă lumește. Tot în lumea aceasta vrea omul să o ducă bine, iubiți credincioși. Și atunci, apostolii sunt responsabili să nu uiți cuvântul acesta, pentru că și astăzi de dimineață, anticipat, a pus pe pagina de Facebook din Cuvintele Cerești ale Părintelui Nil Dorobanțu spicuiri și fragmente din Cuvintele Cerești în care Domnul îi mustă pe arhierei, pe preoți, pe slujitorii altarului și le spune clar și în versuri și simplu și duios și mustrător și cum vrei tu, le spune clar de ce m-ați închis pe mine în chivot și în altar, vorbește prin acest suflet de copil Nil Dorobanțu, dar copil cu inima, dar înțelept cu mintea și cu Duhul și omul Dumnezeu, de ce păstorii au devenit năimiți? De ce păstorii tac? De ce păstorii nu hrănesc poporul? De ce păstorii nu dau împărtășania? De ce atunci pe timpul Mântuitorului a dezlegat pe toți prin cuvânt și i-a împărtășit? Acum este mai grav. Acum poporul este mai lovit decât atunci. Acum, spre sfârșitul viacurilor, este lupta mai mare. Acum dezlegările și binecuvântările ar trebui să fie mai cu putere și mai cu milă față de popor. Și acum, iubiți credincioși, ar trebui să veniți cu mine să vă împărtășiți din trupul și sângele Domnului. Iar dacă preoții nu vă dau Sfânta Împărtășanie, pe o parte este vina lor, pentru că n-au înțeles lucrurile și lucrarea și menirea în vremurile acestea, iar parte de altă parte este vina poporului. E vina poporului pentru că nu s-a pregătit din timp, că nu a citit, că nu s-a conștientizat, că n-a venit la spovedanie, că n-a umplut biserica, că nu sunt cu mine în jurul altarului. Ce poate să facă un preot în fața sute de oameni care au citit din Sfinții Părinți și au conștientizat că în fiecare liturghie trebuie să se împărtășească și când a spus preotul cu frică de Dumnezeu să vă apropia, să vadă el câteva sute care vin spre el. N-are ce face. Trebuie să vă dea Sfânta Împărtășare. Dar dacă nici poporul nu este pregătit, nici preotul nu înțelege, dracul își face lucrarea în ziua de astăzi și vă ține într-o criză pe orizontală și vă sucește și vă învârtește și vă ia toată energia voastră duhovnicească. De aceea, într-un cuvânt, iubiți credincioși, singura soluție din criza în care ne aflăm noi este ca păstorii să vorbească, să dezlege, să binecuvinteze, să cheme poporul să le dea să mănânce, iar poporul să se trezească din manipularea, din hipnoza în care se află, să începe să zică cu timp și fără timp, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pe mine păcătosul, fiecare la el acasă, să iasă din egoismul inimii lui și să exerseze această deschidere pe care a avut-o copilul din această pustie, ca să se coboare Harul Duhului Sfânt peste casa lor și peste inima lor, și din mica familie să vină în marea familie care este Sfânta Biserică și aici, printr-un dinamism duhovnicesc,
tot poporul să se deschidă către Dumnezeu ca să-L primească pe Hristos în inima Lui și este singura soluție de a ieși din starea în care ne aflăm. Toate celelalte soluții, mișcări de stradă, manifestări de tot felul, nu sunt altceva decât niște încercări care vor ieșua din ce în ce mai mult. Nu că vreau să opresc râvna celor care sunt patrioți, care încearcă să salveze ceva în țara aceasta. Nu! Îi binecuvântăm și ne rugăm pentru toți cei care vor să miște ceva în țara și neamul acesta. Dar nu cumva să miște pe orizontală, înainte de a se așeza lucrurile pe verticală, pentru că sunt deja într-o direcție greșită. Rugați-vă la Bunul Dumnezeu să ne dea putere, să ne țină sănătoși, să putem să facem Sfânta Liturghie în continuu și în fiecare zi, pentru că doar Sfânta Liturghie mai ține lumea. Amin.